Data trecută ne-am distrat foarte bine la acel interviu și eu m-am distrat aflând păreri și voi v-ați distrat. Am văzut din like-urile și din comentariile pe care le-ați dat și acum zic să aflăm ce părere au românașii noștri despre consumul de pește la mare, în special hamsi, pentru că și ei îmi plac mie. Zic să aflăm ce părere au românii. Haideți cu mine! Care este părerea dumneavoastră despre consumul de pește la mare? Vă place peștele? Ați consumat peștele? Am consumat și dacă e proaspăt este bun și dacă nu... Vă plac hamsiile? Da. Ce părere aveți despre diferența de preț dintre hamsiile de aici, din 3 kg și hamsiile de la Eforie? De exemplu, aici o pătă de hamsi este 8 lei și la Eforie 4 lei. Cum vă explicați această diferență de preț? Probabil și calitatea peștelor. Mă gândesc eu. Am înțeles. Mulțumesc frumos! Ce aveți dumneavoastră despre consumul de pește pe litoral? Vă place peștele? Dacă da, ce pește vă place și cum vă place să îl mâncați preparat? Desigur, pe litoral de câte ori venim, ne place peștele hamsi. Cât o vorbim de peștele hamsi? Ce părere aveți despre diferența de preț dintre Techirghiol și Eforie privind peștele hamsi? Da, e o diferență. Parcă mi se pare mai scump aici la Techirghiol. Spre deosebire, vă spun eu, la Techirghiol este 8 lei 100 de grame de hamsi și în Eforie este 4 lei. Exact, asta am vrut să vă spun, e aproape dublu, că am trecut și noi prin Eforie și am observat că e o diferență foarte mare, cu cât că comunitatea aici este mai vârstnică față de Eforie și prețul mi se pare mai mare. Considerați că sunt mai de calitate aceștia cu preț mai mare sau doar adaosul comercial? Nu, adaosul comercial, pentru că sunt singurii care produc acest produs aici și probabil că din cauza asta, dacă nu s-ar găsi mai mulți producători, înseamnă că prețul ar fi mai mic. Și în Eforie fiind mai mulți producători, probabil din cauza aceasta. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult! Am înțeles cum e cu peștii hamsi, am înțeles ce părere au oamenii despre acești pești, am înțeles cam tot ce spun oamenii, acum hai să aflăm și noi mai multe păreri și mie îmi plac peștii hamsi foarte mult, prieteni, și acum hai să vedem ce părere mai au oamenii, pentru că mai văd câțiva oameni în față, majoritatea le plac peștele. Hai după ei! Ce părere aveți dumneavoastră despre consumul de pește pe litoralul românesc? Consumați pește? Dacă da, ce pește și cum este el preparat? Cum vă place? Îmi place peștele, da, macrou și îmi place la cuptor sau pe grătar. Credeți că vânzătorii de pe litoral fac afacere bună din vânzarea de pește? Oamenilor le plac peștele? Da, e sănătos și majoritatea mănâncă. Ce părere aveți despre diferența de preț dintre, de exemplu, la peștele hamsi aici, la Techirghiol, unde este 8 lei 100 de grame și la Eforie, unde este 4 lei 100 de grame? E o diferență mare. Prefer, nu știu de ce e așa de scump aici, că ar trebui să fie mult mai ieftin decât Eforie Nord. Credeți că diferența de preț reflectă calitatea sau doar adaosul comercial și dorința de a face bani din partea patronului? Dorința de a face bani? Cine se gândește la clienți în ziua de astăzi? Păi, doriți să ne mai spuneți ceva cu privire la pește și la consumul de pește? Nu! Am înțeles, mulțumesc mult! Bună ziua! Ce părere aveți dumneavoastră despre consumul de pește pe litoral? Dacă aveți o părere bună, ce pește consumați și cum vă place să fie preparat? Am o părere foarte bună, consumăm guvire, caras, chefal, crap. Cum vă place să fie pregătit? Prăjit mai mult și saramură. Ce părere aveți despre diferența de preț la hamsiile de aici din Techirghiol, unde este 8 lei 100 de grame și la Eforie, unde este 4 lei? E cam mare, într-adevăr, e cam un frate, asta din Techirghiol. De ce credeți că e prețul mai mare aici? Nu prea face vânzare mai mult, acolo e mai multă vânzare la Eforie și aici e mai puțin vânzare. Credeți că diferența de preț reflectă calitatea? În multe cazuri, da. Și în cazul acesta cu hamsi, credeți că reflectă calitatea? Da, e fel și cum îl prăjește și în ce îl prăjește. Și încă o întrebare, ce părere aveți despre dispariția crapului din lacul Techirghiol? Din lacul Techirghiol? Asta înseamnă că nu s-a mai băgat puiet și s-a cam epuizat tot ce a fost. Da, am înțeles. Mulțumesc mult! Ce părere aveți dumneavoastră despre consumul de pește pe litoralul nostru românesc? Găsiți pește pe placul dumneavoastră? Peștele e bun, e un aliment ideal. Face parte din alimentele care fac bine organismului. Din păcate nu se găsește.
am venit pe litoral și n-am consumat pește deloc, deși am avut de gând de multe ori. Dar n-am găsit, am fost la pescăriile astea din Eforie, Nord-Decia și mai erau închise, ba așteptau marfă, deci n-am reușit să cumpăr pește. Nu vă place să cumpărați pește gata făcut, gen hamsi, cum se mănâncă? Nu, pentru că am văzut că se prepară în uleiuri, cred că și reciclate, uleiuri vechi, deci nu mi-a plăcut să cumpăr hamsi din alea preparate. Prefer să-l ce prepar singur. Ce părere aveți despre diferența de preț dintre hamsiile de aici, de la Techiviol, unde sunt 8 lei, și hamsiile de la Eforie, unde sunt 4 lei? Nu cunosc prețurile și mă abțin să fac vreo afirmație în privința asta. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru părere. Plăcere. Unora le place să cumpere pește, unora nu le place. Unora le place peștele de aici, unora nu le place. După cum ați văzut și domnul dinainte, n-avea o părere foarte bună cu privire la peștele de aici. Modul de preparare, într-adevăr, nu este cel mai igienic, nu este cel mai plăcut, dar e bun pe farfurie. Hai să mai auzim și alte păreri. Cofi la cutie, cofi de la proaspăt, cofi de la cocea, în general peștele nu-mi place. Ce vă place să mâncați? Și usturoi? Și. Acum să vă întreb eu, din partea mea... Că tot veni vorba de consumul de pește sau de alte nebunii de-astea. Dacă vreți să mâncați ceva vreodată în acest minunată stațiune, nu mâncați în viața veților voastre de la acest nene de aici, care face mâncarea în niște condiții deplorabile. Stați că vă arăt imediat. Doar o să filmez așa puțin, prin pe aici. Deci... Sper că v-a plăcut reportajul de astăzi, eu o să încerc să fac reportaje cât mai des, zilnic. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea acordată, like dacă v-a plăcut, subscribe și ciao les baules!